voința, cu ajutorul domnului viceprimar și a domnului primar, domnul Traian Humulescu și domnul Harpa Basilică, care ne-a pus la dispoziție această frumoasă sală pentru întâmpinarea oaspeților. Delegația franceză este compusă din 6 membri. Această delegație este condusă de domnul Pierre Dosso, un prieten foarte vechi al orașului Târgu Neamț. Dumnealui a inițiat acum aproape 20 de ani, 25 de ani, Asociația Échange Roumanie în Saint-Just-Saint-Lambert, în Valea Loare, departamentul Rhône-Loire, este regiunea Loare, mai bine zis, și a derulat mai multe proiecte, proiecte care sunt atât pe linie de cultură, cât și pe domeniul tehnic sau limbă străină. Aceste proiecte s-au derulat cu liceul din, mai multe licee, de fapt. Mai recent, anul acesta, în luna mai, eu am fost într-o vizită în Saint-Just-Saint-Lambert și pe Valea Loarei, cu o delegație de la Colegiul Național Ștefan cel Mare, care a fost condusă de Valentin Teodorescu și Alina Ichim, iar promotor acelui proiect a fost tot prietenul nostru Pierre Dosso, reprezentantul Asociației Échange Roumanie. Principalul motiv pentru care această delegație se află aici este implementarea unui proiect de frigotehnie și aer condiționat la Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgu Neamț. Noi am inițiat acest proiect împreună cu colegii mei prieteni din, de la liceul Pierre de Grange, din Andrézieux-Bouteillon. Andrézieux-Bouteillon este un orașel după Saint-Just-Saint-Lambert. Avem aici reprezentanții liceului Pierre de Grange, domnul Vincent, da, bine, mulțumim. Cara. Bine, toate cele. Și acest proiect de frigotehnie a fost inițiat pe baza unei analize pe care am făcut-o cu membrii Catedrii de Electrotehnică de la Colegiul Tehnic Ion Creangă, prin identificarea unor nevoi ale comunității locale, dar și a comunității din zona din nord-est a României. De fapt, pe domeniul acesta frigotehnie și aer condiționat, abia de anul acesta s-a început o curiculă. Noi deja am elaborat în cadrul Catedrei documentații specifică pentru derularea în bune condiții a specializării pe care o vom propune și sper că se va aproba de la anul viitor la școala profesională. Și membrii Catedrei de Electrotehnică sunt prezenți aici, domnul șeful de catedră, domnul Mantea Constantin, domnul Ioan Lucian și doamna Sofia Dobromir. Cu alte cuvinte, proiectul a fost inițiat în luna mai, printr-un acord semnat între Colegiul Tehnic Ion Creangă și Liceul Pierre de Grange, în care s-a stabilit un schimb de tineri, de la Colegiul Pierre de Grange și Colegiul Tehnic Ion Creangă. Scopul acestei schimb de tineri este a fost pentru a realiza o serie de materiale, echipamente didactice, dar foarte aplicate pentru domeniul de frigotehnie. Prima vizită se intenționează să fie în luna mai anul viitor, în 2016. Ulterior am convenit că vizita din la Colegiul Tehnic Ion Creangă să se deruleze în anul 2017. Vor fi antrenați în acest schimb un număr de 4-5 profesori de la Pierre de Grange și 5 profesori de la Colegiul Tehnic Ion Creangă și 13 elevi de la Colegiul de la Liceul Pierre de Grange și 13 elevi de la Colegiul Tehnic Ion Creangă. Acești elevi vor lucra în echipe, în comun. Vor fi echipe care
în maniera, deci această alegere a fost făcută pentru ca elevii români să poată mai ușor să capete deprinderi pe domeniul pe care îl propune. Închipuiți-vă că la acest moment, în zona de nord-est, dar și în Târgu Neamț, există o serie de echipamente electrocasnice, mă refer aici la frigidere, echipamente de aer condiționat și, totuși, această specializare abia se implementează. Deci, putem spune că echipa de profesori de la catedra de electrotehnică am avut mult curaj pentru a, și au depus un pic de efort. Acest proiect este finanțat în Franța de către Comitetul Regiunilor. Regiunile în Franța cuprind în jur de 6 județe, cum ar veni la noi. Deci știți că și la noi a fost o discuție cu regionalizarea, cu împărțirea țării pe regiuni. Și proiectul face parte din, se numește Evrica. Eureka. 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 În românește Evrica. La noi finanțarea va fi un pic mai dificilă, dar noi o să încercăm să facem această finanțare prin Erasmus, pentru ca elevii să se poată deplasa. Comitetul Regiunilor, care a aprobat deja acest proiect în baza acordului de parteneriat, este similar la noi cu Consiliul Județean, să spunem. Sau dacă era un comitet al Regiunilor, era... nu vom mai lungi, nu? Vorba, împreună cu domnul Pierre, au mai venit încă 3 reprezentanți care doresc să inițieze proiecte culturale. Dumnealui va face referire la aceste, aceste intenții. Sunt prezent reprezentanții ai casei asociațiilor. În Franța, casa asociațiilor este similară cu Casa Culturii, la noi. Voi da, mulțumesc foarte mult delegației franceze care a depus un efort deosebit. Ei au plecat din Lyon și aseară, deci dimineață, iar aseară, la ora 8, erau deja la Târgu Neamț, conducând, după ce au schimbat 2 avioane prin München, au și condus mașina de la București până la Târgu Neamț, deci efortul a fost extraordinar. Beneficiu pentru Colegiul Tehnic Ion Creangă sau pentru comunitatea locală va fi cel legat de existența unor artizani, dacă nu antreprenori, care să poată remedia defecte din domeniul acesta aer condiționat și frigotehnie. Voi da cuvântul merci, acum... Merci, monsieur. Oui? S'il vous plaît. Il vous a souhaité bienvenue à Târgu Neamț pour toute la délégation, surtout à Monsieur Pierre Dosseau qui est le promoteur de tous les échanges qui ont lieu au niveau de la ville avec Saint-Just-Saint-Rambert. Et il vous a expliqué l'importance de ce projet european, car il s'agit d'un projet european. Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la Târgu Neamț. Astăzi înregistrăm un pas înainte în relațiile noastre de prietenie și înfrățire, relații care durează de foarte mult timp, din 1990, relații atât de frumoase, de calde și de benefice pentru orașul nostru. Suntem bucuroși și onorați că vă avem astăzi oaspeți. Vă dorim zile frumoase aici, la Târgu Neamț, și putem spune că aceste relații de prietenie și de colaborare în domeniile mai importante, cum ar fi cultura și educația, ne-au ajutat și proiectele care s-au realizat în acești ani, ne-au ajutat la integrarea europeană. Ne bucurăm că astăzi trăim o nouă premieră aici, la Târgu Neamț, și anume startul în acest proiect european, finanțat de Uniunea Europeană, Eureka, pilotat din Franța, și vă asigurăm că noi, comunitatea locală, ne vom implica în realizarea
acestui proiect și ne bucurăm că ați ales Colegiul Tehnic Ion Creangă, pentru că acolo avem un potențial didactic, elevi și părinți implicați în realizarea acestor proiecte. Vă mulțumim! Zile frumoase aici, la Târgu Neamț! La cuvântul acum, doamnei director de la Casa Culturii, având în vedere că și dumneai ei are deja o relație, a vizitat deja San Just Lambert și are foarte mulți prieteni în San Just și a derulat și în continuare are intenția de a derula proiecte la nivel cultural, la nivel de tradiții și obiceiuri, pentru a consolida această relație frumoasă, construită în timp. Aveți... Bonjour, des amis, soyez les bienvenus chez nous, à Târgu Neamț, et bien sûr, à la Maison de Culture Ion Creangă. Acum voi vorbi în limba română, pentru că nu vreau să iau pâinea doinei. Nu pentru că... Nu. Spun că nu aș ști să vorbesc foarte bine. Nu vorbesc foarte bine și atunci ca să nu... Da, dragi prieteni, mă bucur că sunteți astăzi aici. Mă bucur că din echipa dumneavoastră fac parte și prieteni francezi sau viitori prieteni francezi care, cu care încercăm să derulăm proiecte culturale comune. Casa Culturii Ion Creangă de 10 de ani, să spunem așa, a participat și a fost într-o continuă prietenie cu prietenii de la, din Saint-Just-Saint-Lambert. Au fost schimburi culturale cu Fundația Culturală Ion Creangă, cu Corala Bazil Anastasescu condusă de doamna profesor Eugenia Tiugea, cu prieteni dragi nouă care au fost prezenți acolo pentru schimburi culturale. De asemenea, noi, la rândul nostru, am primit aici delegații franceze cu corala de la dumneavoastră, de la Saint-Just-Saint-Lambert, așa este, domnule Pierre Dosau, și cu mulți, era vechi, e de mult, da. De pe vremea când doamna Dorina Apetroaie era director la Casa Culturii și să sperăm, sper din toată inima, că acum vom putea lega din nou prietenii strânse și vom putea face proiecte culturale comune, așa încât noi să vă prezentăm dumneavoastră tradițiile, obiceiurile și talentele locale de aici și dumneavoastră să aveți posibilitatea ca pe frumoasa scenă a Casei de Cultură din Târgu Neamț să prezentați și dumneavoastră tradițiile și, știu eu, lucrurile cele mai frumoase pe care dumneavoastră le aveți la dumneavoastră în Franța. Cu speranța că și timpul va fi alături de noi, astăzi este iarăși o zi frumoasă de toamnă. Vă spun încă o dată, bine ați venit și vă doresc zile frumoase la Târgu Neamț. Printre noi se mai află și doi domni directori de la Colegiul Ștefan cel Mare, domnul director adjunct Păzan Gheorghe și doamna director adjunct Agneta Tolocan. Colegiul... Donc, ici, présent, dans la salle, se trouvent les directeurs adjoints de la, du lycée Stéphane Cel Mare, M. Pozano et Mme Tolocan. Et Mme Agneta Tolocan, oui, excusez. Colegiul Național Stéphane Cel Mare a derulat anul trecut și derulează în continuare prin... domnul Valentin Teodorescu a dat un proiect cu liceul Anne Frank. Voi da doar cuvântul să spună bun venit domnului director Păzan Gheorghe, nu l-am anunțat, doar să spună bun venit, pentru că nu l-am anunțat că să țină un discurs și ulterior va vom da cuvântul lui Pierre. Bun venit oaspeților francezi. Țin minte că în 1999 terminam funcția de viceprimar al orașului Târgu Neamț. Primar era domnul Serafim Lungu, care a decedat între timp. Și am vizitat San Just-Saint-Lambert. Am rămas impresionat de frumusețea și cultura Franței. Franța, cunoscută de-a lungul istoriei ca o mare putere, în primul rând, culturală, spirituală. Știu că domnul Pierre Dosau e
primar Sarabel, am renunțat, am rămas pe pământ, s-a asigurat în continuu. Deci, încă o dată, un bine ați venit și sperăm în continuare să avem o colaborare între instituțiile de învățământ din Franța, din Saint-Jean-Ambert sau din orașele învecinate, și Colegiul Național Ștefan cel Mare. Pentru oaspeții francezi vreau să spun că noi la colegiu avem atât clase la învățământ primar, gimnazial, liceal, avem profile de matematică informatică, științe ale naturii, filologie, elevii studiază franceza și engleza, ca toți elevii din această țară, și un profil social. Și poate găsim niște punți, niște punți de comunicare între Colegiul Național Ștefan cel Mare și unul dintre colegiile din Franța. Mulțumesc pentru invitație, domnului Sauciuc, și vreau să vă menționez următorul lucru. Domnul Sauciuc mi-a fost elev, iar anul trecut am fost dirigite băiatului domniei sale, care un copil de excepție, un copil foarte inteligent. Prin urmare, vârsta începe să-și pună amprenta și pe mine. Iar domnul director a rămas același energic și tânăr profesor. Ani au trecut, dar de lui s-a oprit. Eu m-am prins că vreau să aud laudele. Vom da cuvântul domnului Pierre Dosau pentru a adresa câteva cuvinte din partea delegației franceze. Bon, bonjour à tous et merci pour votre accueil. Et je ne me souvenais plus que monsieur le directeur était venu chez nous en quelle année? 1999, c'est ça. Donc, aussi je dois dire quelque chose, c'est que le lycée Yon Kreanga, la semaine dernière, avait des élèves chez nous à Sury-le-Comtal, dans un lycée privé. Je ne sais pas qui s'occupe de cet échange. Collègue de notre lycée, la professeure de français Janina Corumbescu, qui est venue avec les élèves dans ma région. Parce que la semaine dernière, les élèves de Yon Kreanga étaient... Oui, on sait. Vous avez traduit aux délégations. Comment s'appelle le directeur de... Monsieur Berchou s'appelle. Oui, monsieur... Donc, c'est la semaine dernière, j'ai été invité au dernier repas, mais j'ai pas pu aller à cause des problèmes familiaux. Mais donc, on a fait connaissance avec le directeur du lycée, il s'appelle le lycée privé, c'est un lycée privé agricole de Sury-le-Comtal, c'est à 5 km seulement de Saint-Just-Saint-Rambert. 5, 5. Deci, liceul cu care se merge de la Colegiul Yon Kreanga este la 5 km de Saint-Just-Saint-Rambert. Iată, comme le monde est si petit. Comme le monde est petit, on a fait... Oui, rond. Et grâce à vous, on a fait connaissance avec ce collège privé. Oui, merci. Voilà, donc pour aujourd'hui, le but de la visite, c'est d'initialiser deux nouveaux échanges. Deci această vizită este pentru a iniția noi proiecte, noi schimburi. Donc le premier avec le collège, le lycée Yon Kreanga et le lycée Pierre Desgranges. Primul este deci între Colegiul Tehnic Yon Kreanga și liceul Pierre Desgranges d'Andrézieu. Et comme a dit Gigi, donc déjà nous avons, enfin après on va laisser la parole aux professeurs qui sont là. Donc le projet a déjà été validé par la région Rhône-Alpes. Deci proiectul deja a fost validat de regiunea Rhône-Alpes. Le crédit d'argent est déjà attribué. Deci partea financiară este deja asigurată de regiunea Rhône-Alpes. Et bien sûr, après, maintenant sera finalisé en mai quand les enfants vont venir. Mais les deux professeurs vont vous expliquer. Da, domnii profesori care sunt de acolo ne vor explica și este totul prevăzut pentru luna mai când elevii vor veni acolo. Et le deuxième projet, donc ici, notre trois personnes de notre maison des jeunes et de la culture. Și al doilea proiect care este în vedere este între casele de cultură de la cele două... Les jeunes et la culture.
comment on dit, maison des jeunes et de la culture. Casa tineretului, clubul tinerilor și case culturii. Mais este dublu formarea denumirea în limba în franceză, în Franța. Donc ici nous avons le président qui est Bernard ici. Domnul care este președintele, domnul Bernard. Et donc c'est une association et avec un directeur qui est Jean-Marc. Și este deci o asociație, un ONG, cum zicem noi, și domnul director Jean-Marc. Et Bernard aussi, qui est le trésorier. Ah, și trezorierul, care e foarte important. Le plus important. Donc après, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Donc le projet, c'est de faire venir ici des jeunes de notre ville pour apprendre, pour qu'il y ait un échange dans le domaine de la danse ou de la musique. Et on va définir ça avec Margareta aujourd'hui ou demain. Il faut que quand on va partir demain, le projet déjà, il est, on a trouvé le sujet d'échange. Iată că deci domnii care sunt de la această asociație a tinerilor de la nivelul San Jose Rambert vor stabili cu Casa Culturii, cu doamna Margareta, acest proiect de schimburi în domeniul dansului, a muzicii, deci și a culturii care este între cele două. Deci până mâine, când vor mai avea loc discuții, proiectul deja va fi încheiat. On espère. Să sperăm. Donc après Jean-Marc va dire Bernard, dans quel esprit ils veulent faire ça. Donc on va leur laisser la parole. Donc encore merci. Moi maintenant, je fais partie de la génération de 1990 et c'est bien que... Mă simt că fac parte din generația 1990. Et maintenant c'est bien que on cède le relais et c'est très bien qu'on cède le relais à des nouvelles générations. Da, și iată că noile generații au fost foarte bine pregătite ca astăzi să se întâmple ceea ce se întâmplă. Donc voilà, merci encore pour votre accueil. Vă mulțumesc pentru primire, încă o dată. Mulțumesc și noi, domnule Pierre. Mulțumesc, domnule Pierre. Voi da cuvântul domnului Vincent. Dumnealui va explica și în partea de frigotehnie și rolul dumnealui aici pentru a finaliza regulile. Ați venit cu Donc, bonjour à tous déjà et merci de nous accueillir à la mairie. Merci au maire et merci à toute l'équipe municipale. Nous sommes très heureux de commencer ce projet technique et professionnel avec Gigi. Jusqu'ici, c'est très clair, oui. Tout le monde est francophone, donc à ce moment-là, il s'agit de contenu scientifique. Donc, c'est à moi de progresser en roumain, alors. A fost progres în românește, deci dacă sunt înțeles, înseamnă că este foarte bine. Donc déjà înțeles, nu? Înțeles, mai că oui. Voilà, donc nous, ce que nous souhaitons vraiment réaliser, c'est un projet technique, pédagogique avec le lycée, donc les élèves, nos élèves, qui seront à peu près 12, et des élèves du lycée d'ici, à la fois dans une réalisation technique, mais aussi pratique. Qui soit concrète. Deci ne dorim un schimb concret între elevii de la Colegiul Tehnic Ion Creangă și cei de ai noștri, un grup de 12 elevi, este vorba de un conținut tehnic, profesional, deci? Ça peut être, par exemple, la mise en place de pompe à chaleur, ce genre de projet. Pompe de căldură. Vă imaginați că sunt foarte la curent cu toți termenii ăștia. Mais pour ce faire, ça nécessite donc des moyens techniques, donc d'acheter du matériel. Sperăm că se vor găsi fonduri pentru achiziționarea de materiale tehnice, pentru că e vorba de niște fonduri serioase pentru ca elevii să poată face aceste lucrări. Este deci un proiect cu aplicații practice. Le deuxième aspect est plus large, en fait. Il va s'agir après d'aider le lycée technique à monter une section froid et climatisation ici. Și al doilea scop este să ajutăm Colegiul Tehnic Ion Creangă să dezvolte deci un atelier, un modul, cum zicem noi, de frigotehnie la nivelul colegiului, la nivelul liceului. Et donc là, en fait, vous voyez tout l'aspect
de départ qui est pédagogique, qui devient économique, puisque des élèves du lycée technique d'ici pour en sortir formés et prêts à l'emploi pour développer ces activités-là. Deci foarte important, pentru că în felul acesta elevii vor avea o pregătire profesională corespunzătoare și legăturii care există cu antreprenorii, deci de a asigura lor loc de muncă și de a rezolva problemele din acest domeniu. Ben, le troisième temps est peut-être encore un peu plus ambitieux, c'est d'essayer de faire venir des élèves de chez vous, chez nous, pour qu'ils puissent venir faire des stages professionnels dans des entreprises de la Loire. Și foarte important este ca noi să reușim să întreprindem schimburi ca elevi de la dumneavoastră să vină la noi în întreprinderile noastre și să facă stagii de pregătire acolo. Et vice-versa, c'est-à-dire que quelques élèves de chez nous puissent venir faire des stages dans vos entreprises. Și vice-versa, deci, elevi de la noi să vină aici, de asemenea, să facă stagii în România, tot în acest domeniu. Donc, pour ce faire, il faudra évidemment à la fois l'aide des régions, donc l'aide peut-être technique, mais aussi financière, et surtout les aides européennes. Donc, où là, il faudra peut-être qu'on travaille ensemble sur un projet Erasmus+, în colaboration pour aboutir peut-être dans 3-4 ans à ce projet. Deci ne gândim la un ajutor din partea Comitetului Regiunilor, deci și la noi și la dumneavoastră, și important este să întocmim un proiect Erasmus+ care să ne poată asigura fondurile financiare ce ne sunt necesare în acest proiect. Voilà, je voulais juste terminer en disant que je crois beaucoup à cette construction européenne et à ces échanges et qui partent pour moi de l'école avec de plus en plus de mobilité de nos élèves, qu'ils apprennent à se connaître, à comprendre les différences, nos différences, qui constituent pour moi et pour, je pense, pour nous tous une richesse très importante et qui nous permettront, j'espère, d'avancer tous ensemble et de construire cette Europe qui parfois, malheureusement, aujourd'hui, est en danger du fait de la montée un petit peu des fois des nationalismes très forts qui peut à mon avis être dangereux pour nous tous. Sperăm ca în felul acesta să reușim să ne integrăm reciproc, să ne cunoaștem mai bine, să contribuim împreună la construirea acestei Europe unite și să găsim căile necesare pentru a merge împreună mai departe. Deci este vorba de o dezvoltare durabilă. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Mulțumesc foarte mult reprezentanților de la presă pentru că și-au făcut timp pentru această întâlnire și lansarea acestui proiect. Mulțumesc colegilor care și-au repetit în timpul lor. Știu că au o activitate densă, au și ore la liceu. Și acum activitățile se vor derula prin vizita la Colegiul Tehnic Ion Creangă. Mulțumim foarte mult! Mulțumim domnului primar și domnului viceprimar și Consiliul Local. Monsieur le directeur de l'association, vous voulez tous les deux? Voilà. Si vous voulez dire quelques mots, je vous invite. Nous vous invitons, pardon. C'est pour le projet donc, culturel. Ah oui, pour le projet de la Maison de la Culture. C'est très important. Oui. Donc d'abord, merci à tous de nous accueillir de cette manière. Nous apprécions énormément. Nous entendons beaucoup parler de ces échanges à Saint-Just-Saint-Rambert et ça faisait longtemps qu'on avait envie d'y participer. Voilà, c'est fait, on va le lancer. Alors nous, c'est plus sur le côté culturel que nous allons travailler, et puis en direction des jeunes. Et l'objectif, ce serait d'organiser un échange avec la Maison de la Culture et puis certaines activités qui sont en direction des jeunes. Par contre, on voudrait pousser un petit peu plus loin cet échange, dans le sens où on voudrait que les jeunes pratiquent les activités culturelles qui sont faites en Roumanie, et que les jeunes roumains puissent pratiquer
des activités que nos jeunes réalisent. Vă mulțumesc pentru primirea care ne-ați făcut-o. Eu am auzit multe vorbindu-se despre Târgu Neamț la Saint-Just-Saint-Rambert, deci noi știm foarte bine ceea ce s-a făcut la acest nivel. Ne dorim ca de această dată să realizăm un proiect cu Casa Culturii și unde subiectul să fie de tineri și activitatea practică a elevilor, a tinerilor de la nivelul orașului Târgu Neamț sau de la, din zonă și schimburile care vor avea loc cu Saint-Just-Saint-Rambert. Plusieurs idées ont germé dans le tête, entre autres peut-être baser cet échange sur le thème de la danse, qui est un point fort en Roumanie. Deci primul lucru este și subiectul de interes este dansul. Et nous avons nous-mêmes dans notre maison de jeunes et de la culture plusieurs activités liées sur la danse qui seraient que nous espérons pouvoir faire découvrir aux jeunes roumains. Deci, la nivelul nostru, asociației, la Casa Tinerilor, Clubul Tinerilor, cum, nu știu cum să traduc exact în limba română, dar dumneavoastră înțelegeți, la Maison de Jeunes, așa, există activități practice și concrete și sper ca să tinerii de la dumneavoastră să cunoască aceste activități. Ces activités peuvent avoir l'air plus légère que ce qu'a présenté mon collègue. Mais elles nous semblent tout aussi importantes justement pour, ce qu'il a d'ailleurs très bien dit, pour faire avancer cette Europe dans laquelle nous croyons énormément. Și cum a spus și colegul meu, pregătim acești tineri din acest punct de vedere pentru că ei sunt viitorul Europei și noi trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce, de rolul pe care îl avem în pregătirea tinerilor pentru Europa de mâine. Je vous remercie encore pour votre accueil et je vais passer la parole à Jean-Marc, qui est le directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Pour insister sur ce qu'a dit Bernard, je crois qu'en tant qu'acteur associatif, les acteurs associatifs en France ont une place majeure, on souhaite promouvoir effectivement une Europe de la fraternité, une Europe du vivre ensemble, et de l'interconnaissance et de l'interculturalité. Aujourd'hui, nos amis romains sont nos voisins de palier et il faut qu'on aide nos jeunes à se rencontrer, à vivre ensemble. Deci, iată că ne pare bine că vom reuși împreună să formăm acești tineri, să ne integrăm reciproc și să construim, să facem, să dezvoltăm, să ajutăm tinerii de astăzi pentru Europa. O nouă, să ne cunoaștem reciproc, să ne formăm deprinderile care ne caracterizează pe noi toți ca europeni. Merci. Activitate. Si les autres de français? Si les autres? Non. Acum vom merge la Colegiul Tehnic Ion Creangă. Mulțumim încă o dată domnului viceprimar pentru timpul alocat și pentru sprijinul pe care l-a dat. Donc maintenant l'activité d'aujourd'hui va continuer avec la visite au collège de technique Ion Creangă, mais toute la délégation va aller. Oui. Oui. Et si vous Pierre monsieur s'il vous plaît, dites quel est le programme de ces deux journées ou on n'a pas le programme, mais on a le but de la visite. C'est vraiment donc déjà que l'échange avec Ion Creangă soit vraiment concret. Oui. Donc ils vont visiter, les deux professeurs vont visiter les installations techniques. Oui. Et la deuxième chose, c'est de voir avec Madame Margareta comment on commence l'échange aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain.